Bună seara, prieteni! Suntem la Sport Report după acest prim meci al zilei în Liga 1. Se poate și în Liga 1 să avem fotbal de calitate, chiar în condițiile unei suprafețe de joc care n-a arătat prea bine. Totuși, Ucru și Mioveni au jucat fotbal, au produs goluri, au produs ocazii, au produs multă calitate și, până la urmă, cred că e meritat rezultatul, să nu pierde niciuna dintre cele două formații. Ne pregătim de un alt meci care se anunță cu grad mare de risc, pentru că se joacă în Giulești Rapid FCU Craiova. Din multe puncte de vedere, acest meci e interesant. Ce s-a întâmplat la meciul Turj disputat la Târgu Jiu cu acele scene și scandalul produs, ce s-a întâmplat etapa acum două etape cu suporterii celor de la FCU Craiova, care nu sunt asumați de club. Multe lucruri, repet, în perspectiva acestui meci. Salut invitații mei de la această oră, Andrei Vochin, bună seara. Salut. Cristi Costache, bună seara. Bună seara. Andrei, despre meci. Meci șampanie. Da. N-ai fi spus, citind afișul. Așa e. Și ținând cont de cum au arătat echipele astea în tur, dar uite că oamenii sfințesc locurile, pentru că venirile lui Sabău pe banca celor de la Ucluș și a lui Dică pe banca celor de la Mioveni au schimbat radical fețele celor două echipe. Am văzut două echipe ofensive. Am avut 15 ocazii importante de gol de ambele părți, cu o bananță ușor înclinată către Universitatea Cluj. Un raport al ocaziilor de 9 la 5, 9 la 6 pentru Universitatea Cluj. Cred că dacă e să ținem cont de numărul ocaziilor, parcă dacă ar fi fost să trebuia să alegi o câștigătoare, aceasta ar fi trebuit să fie Universitatea Cluj. Dar una peste alta, un meci foarte spectaculos, cu jucători care, indiferent că se mai apărau, cum au făcut cei de la Mioveni în propria jumătate, au căutat până la urmă să dea lovitura să câștige meciul. Au avut trei contraatacuri în final de meci, în special cu Antal la finalizare, prin care cei de la Mioveni puteau da lovitura. Un meci, ce să zic, agreabil pentru cei care pentru telespectatori, pentru cei care au urmărit. Cristi, la fel. Despre meci, câteva impresii. Transformările celor două echipe sunt mai mult decât evidente. Și rapide. Transformări rapide. Da. Într-un timp foarte scurt, bine, timp foarte scurt în ideea în care au avut și perioada aia de pregătire. Adică care n-a fost însă foarte mare. N-a fost foarte lungă, da. Tocmai de aceea sunt surprinzătoare aceste metamorfozări. În cazul Miovenului, cel puțin, o echipă pe care eu personal, și n-aș vrea să fie considerat o acuză, doar o constatare, mie mi se părea cea mai urâtă echipă a campionatului. Adică cu acel clasic și antic 5-4-1 de pe vremea lui Pelic, pe care nici pe el nu poți să-l acuzi. Omul lucra cu ce avea la îndemână, dacă el a considerat că așa, da, da, atât să știi că, poate uite, discuția echipa asta, aia. Discuția asta, să știi că a activat multă vreme la echipe pe crum. Mioveni, Chindia, că și sunt doi. Ce să joci bine, cu jucătorii ăia? Da, ei mai jucau. Vine Toni Petrea și fiți cu aceia jucători, joacă altceva. Ții minte meciul ăla cu Rapid, de exemplu, când au jucat cu 2 sau 3, mai puțin, nu? Parcă bine, alea sunt niște condus excepții. Nu, dar zic mai, Mioveniu n-avea nicio tresărire de orgoliu de genul ăsta. Adevărat că la Mioveni am dat exemplu Chindiei, pentru că acolo mi se pare că totuși ei, jucătorii acolo sunt în mare cam aceiași. La Mioveni s-au schimbat. Nu poți să te contrazic, dar, repet, mie Mioveniu mi se părea cea mai plată echipă din campionatul. Mă gândeam că n-are niciun rost pe lumea asta fotbalistică. Și părea condamnată, efectiv. Exact. Acum Dică, al cărui fan nu sunt, mărturisesc și nu, încă îl mai aștept să demonstreze că ar fi tehnician, dar rezultatele, cum zicea Gică Hagi, nu vorbesc pentru noi, nu? Sau cântă pentru noi. Ce să-i zici? Un antrenor este ca în funcție de rețete, în primul rând, numai că exact, la el sunt două lucruri într-una. Rezultate și joc. Că n-au obținut rezultatele pe niște, a nu știu, antijoc. A și transformat echipa, deci a renunțat la 5-4-1. Acum joacă un 4-2-3-1, care tot foarte prudent, să zicem că este. A avut noroc cu aceste achiziții, băiatul ăsta, Ben Shaib, ăsta s-a adus nu se știe de unde. În cazul Clujului, hai să ascultăm pe Dică, scuză-mă că te întrerup, Cristi. S-a uitat așa, doar la un meci de fotbal, au
savurat această partidă, dar nu știu cum se face că nimeni nu-i mulțumit până la urmă, nici Iucluș, nici dumneavoastră. Bună seara! Într-adevăr, am început bine jocul, am reușit să marcăm două goluri. Chiar dacă și la, știu, după ce am reușit să marcăm primul gol, și-au creat două ocazii mari de a marca, dar apoi am reușit să marcăm și golul 2. În prima repriză nu am fost pe faza defensivă așa agresivi în mijlocul terenului, nu am recuperat multe mingi acolo, am stat de parte de adversar, ne-am și eliminat ușor când am început jocul, pentru că pe faza defensivă încercasem pentru acest joc să jucăm 4-3-3, să mergem 3-3 pe fundașilor central, dar am văzut că ne scoteau, că nu ajungeam rapid cu Marchinu și cu Znou pe Oancea sau pe Kipciu în partea cealaltă, și am schimbat în timpul jocului în 4-4-2 defensiv, mă refer, și parcă am fost mai bine. A doua repriză am vorbit la pauză, am schimbat, cum v-am spus mai devreme, și am fost o echipă mai agresivă, mai compactă, chiar dacă ne-am apărat, eu știu, puțin mai jos, nu le-am dat multe șanse celor de la Ocluj, și eu știu, am primit acel gol din lovitură liberă. Poate pe acele contraatacuri pe care le-am avut în finalul jocului puteam să câștigăm și jocul, dar eu cred că un rezultat de egalitate este meritat, dar dacă ne gândim că am condus 2-0, am pierdut două puncte, să spun. Dar important este că echipa joacă, ne creăm ocazii, marcăm goluri. Cum ai spus și tu, pentru public așa, meciul este frumos, dar pentru noi ca antrenori este greu. Dar de când am venit la Mioveni, am spus că îmi doresc să încercăm să jucăm la fiecare meci. Puțin supărat la faza aia, la lovitură liberă, adică acolo, cred că totuși se putea, da, să putea fie doar mai multă atenție. Atât, da, adică evita acea lovitură liberă. A venit un corner al lor, pe o pasă și înapoi. Și Gaul a lăsat așa. Da, a fost eliminat Amin ușor, dar se întâmplă la fotbal. A fost o execuție bună a lui Spas. Rămâneți optimist, rămâneți cu aceeași stare de spirit și după rezultatul ăsta? Normal că trebuie să rămânem. Păi, dar noi nu am pierdut. De 4 jocuri în acest an nu am pierdut. Eram echipa de pe ultimul loc care făcuse 9 puncte în 21 de etape. Am obținut 8 puncte în 4 etape până acum. Suntem în grafic, din punctul meu de vedere. Băieții au o atitudine bună la fiecare joc. Ne antrenăm bine. Suntem uniți. Încredere în continuare că până la urmă nu avem nimic de pierdut, avem doar de câștigat din tot ce se întâmplă în viitor, dacă vom continua să jucăm la fel cum am făcut în aceste 4 etape. Mulțumesc! În plăcere! Da, adică ne învins, are 8 puncte în 4 etape. Vreau să analizăm repede câteva dintre goluri, nu știu dacă pe toate 4, dar primul gol. Primul gol e de văzut și de comentat. De ce? Pentru că nu vedem în primul rând foarte des în România astfel de scheme la un corner. În al doilea rând, pentru că mi-aduc aminte, FCSB a marcat un astfel de gol într-un derby cu Dinamo când Dică era antrenor cu Gnoiere. Tot așa, corner executat la 11 metri, Gnoiere vine exact cum vine Rusu acum, practic evitând prin spate toată defensiva. Da, naivitate împinsă la extrem. De ce spui naivitate? A Clujului. Păi de ce? Că Clujul se apără din ce văd om la om, da? Da, să aglomerezi totuși doar careul ăla de șezină. Păi da, pentru că jucătorii sunt în mișcare și nu cred că se apără un om. Ia să vedem. De aici nu se vede, dar cred că pe planul general. Da, eu consider mai mult o lipsă de... Om la om. Și din moment ce oamenii ei ai Mioveniu atac, se mișcă, tu trebuie să duci după oameni. Normal, adică nu poți să stai dacă... Când... Da, da, da. E, acum Ispas e cel care îl pierde pe Rus. Rusul e în marcaj la Ispas, doar că plecând în acea zonă îi se face un blocaj și Ispas încearcă să-l caute pe partea cealaltă și îl pierde timp. Dar vine în buclă așa, buclă. Vine, da, da, da. Ocolește așa. Da. Ei, ceva, dacă tu ai vorbit de Steaua, au pățit-o cu Chelsea, cu Terry. La o fază fixă, tot așa, i-au făcut paravan și a venit Terry și a dat gol pe Stamford Bridge. Uite, vezi, l-a pierdut aici. Și foarte important aici este modul în care execuță, dacă nu-ți vine mingea normal, bine și e bătută prost. Păi nu, dar poți să bagi și bine dacă sare dintr-un zmoc cu jumătate de metru înainte. Cum i-a sărit Balan la ultima fază, da, când putea să aducă victoria. Aici Carnat, m-am uitat, nu e în poziție de offside, că am avut noi, Andrei, o discuție în timpul meciului, dacă nu cumva Carnat fiind pe... Linia, se interpune, da, dar nu e. Nu e în poziție de offside, e scos acolo. Nu, de... Nu, era și atunci golul e valabil.
Da. Dar, uite, apropo și de naivitățile astea, și vreau să completez până la urmă, se simte totuși o ușoară nedumerire, ca să mă exprim foarte elegant, a lui Neluțu Sabău. Adică vi-l scos pe Ispas, care fuse titular de drept, vii cu Simion, fundaș central, o improvizație până la urmă, acum vii și schimbi iar joci cu Oancea, prima dată fundaș stânga, deși l-ai pe Trif, care e fundaș stânga de meserie. Copilul s-a descurcat, dar acum ai văzut, l-a trecut în dreapta și l-a trecut pe Chipciu, fundaș stânga. Adică sunt niște permutări. Pauză, a făcut, nu așa a început, Andrei. Nu. Cu Oancea a început în dreapta, m-am uitat Chipciu special. Chipciu a început în stânga. Da, păi da, eu asta spun. Păi asta e la pauză, l-a trecut în dreapta pe Chipciu, au și schimbat sistemul. Exact, nu, dar eu asta spun, că el a început, deci Oancea a jucat fundaș stânga, primele două, trei meciuri acum. Acum a început fundaș dreapta. În stânga, unde l-ai pătrit teoretic, care e fundaș stânga de meserie, ai jucat cu Oancea, acum a venit cu Chipciu. Adică sunt niște, nu le-aș spune bâlbe, încercări probabil. Mi s-a părut, din ce am văzut la Ucluj, în aceste patru etape, cu excepția meciului de la Craiova, care te-a dat la o parte, că a fost, mi s-a părut că echipa asta a jucat fotbal. Cel puțin ofensiv, a produs mult fotbal, foarte mult. Nu știu dacă poți să tragi concluziile corecte, pentru că în primele două etape au jucat pe o rezărie aia. Și aia nu poate, da. Atât mai mult, că totuși când ai terenul greu, da, poți să-l apreciezi ca putere de luptă, determinare, poate că este o impresie greșită, dar comentez pe aceste patru meciuri. Nu, că n-ai ce să-i spui, Doamne ferește, dar nu știu dacă poți să... Care a fost pe un teren bun. Care a fost pe un teren bun, da. Da, da, da. Așa e. Asta la Craiova, nu? La Craiova, da. Da, păi aia e, cum a dat de teren bun. Adevărul că are tot Bogdan Cosmesu, care am văzut meciul împreună. Au fost foarte multe meciuri în acest sezon, în acest an 2023, de calitate pe terenuri foarte proaste. Ce aminte Petrolul Chindia? Da. Terenul era impracticabil. CFR-FCSB, care a fost CFR-FCSB. Foarte bun. Din păcate, uite, că acum tot construim la stadioane, dar gazonul uităm. Da. Haideți să vedem și golul lui Tiam, pentru că la fel, aici e vorba de o execuție senzațională a unui fotbalist interesant. Dă înainte și luftul ăla lui Tiam, dacă hai să vedem, vrei să fim corecți. Înainte luftase, e adevărat, are toate de Cristi Costache, dar totuși golul este remarcabil datorită execuției. Da, nimic de zis. Și deci fără preluare. Senzațional, Asta e chiar un gol imparabil. Da, adică da. N-ai ce să îi ceri portarul. Singurul care putea să pareze era Garuti, care ar fi trebuit să blocheze. Dacă... Să ducă aproape de el, da. Da, foarte aproape și de să, el. Să dar ce-o fi zis și Garuti, dacă a chiflat cum a chiflat cerul stare și pierde. Chiflează el. Da. Vedem cum face Mioveniu 2-0. De fapt, vedem acordarea penaltiului, pentru că este o fază care a avut nevoie de vreo 4 minute de deliberări, mă rog, comunicare între central și arbitru din camera VAR. Asta este faza. Îl ascultăm pe Ovidiu Sabău și ne întoarcem să vedem dacă arbitru a decis corect. De la 0 la 2 sau nemulțumit de faptul că până la urmă n-ați reușit să câștigați în fața totuși ultimei clasate. E adevărat un adversar bun, dar ultima clasată. Da, reacție, dar n-ai voie să primești două goluri. Indiferent. Adică totuși joci cu Mioveniu, echipa de pe ultimul loc, înțeleg că au niște rezultate bune, înainte de jocul nostru au făcut multe modificări în lot, dar sigur, noi trebuie să jucăm cu mai mult curaj, mai multă personalitate, mai multă dorință de a câștiga până la urmă. Ne câștigăm duelurile 1-1, minutul 2 să primești un gol atât de ușor. Adevărat, am dominat tot ce înseamnă posesie, am avut mult mai multe ocazii de a înscrie, dar până la urmă e 2-2. Deci, mă dezamăgește foarte mult acest rezultat. Dar lăsând la o parte poate rezultatul, bănuiesc că există și, nu știu, lucruri bune de spre deosebire de etapa precedentă. Dominat, este clar, dar 2-2 totuși, cum eu veni după ultimul loc, adică nu ai voie, deci așa consider eu, când pregătești un joc atât de bine, te pregătești atât de bine, să nu îți iei măsuri, să nu fii atent acolo, să te surprindă cu o pasă atât de simplă. Dar mă rog, sigur, de apreciat reacția lor, de apreciat efortul pe care l-au făcut, dar avem mult, mult, mult de lucru. Trebuie să schimbăm,
poate chiar... Ce credeți că ar trebui să umblați? Pentru că văd că s-a schimbat și compartimentul ofensiv astăzi, da, poate ceva mai creativ. Poate și dar... din punct de vedere tactic, poate și din punct de vedere a unor jucători, să le dea o pauză, să-i reîncarc pe unii. Nu știu, ceva în momentul de față lipsește acestei echipe și sper că în scurt timp sau în următoarele zile să identific această problemă, să o rezolvăm până la urmă, nu doar să o identific, să vedem, adică să fac ceva în așa fel încât să răscolesc puțin orgoliu din ei, să joace cu mai mult curaj până la urmă. Asta lipsește mai mult curaj, personalitatea în preajma careului, să luăm deciziile cele mai bune. Dar sigur, nu pot decât să exprim și aprecierea, pentru că să revii de la 2-0, faci 2-2, în același timp să-ți crești și foarte multe ocazii de a, mai ales la ultima ocazia lui Balan, în care, sigur, e dacă ar fi avut ocazia asta, probabil că ar fi înscris. Ce urmează? Pentru că e clar că acolo rămâne situația foarte strânsă. Eu nu pot să fac nicio diferență între locurile. Haide să spunem, nu spun chiar 7, dar de la 10 în jos, mie mi se pare că toate cam toate echipele sunt la același nivel. Ce ați putea să aveți în plus? Nu știu. Sau cu ce trebuie să veniți în plus? Să ajungem iarăși la acea stare de spirit care am avut-o la primele două jocuri. Deci, pentru mine, reperele sunt cele două jocuri, în care am arătat ca o echipă care știe să joace, ca o echipă care are curaj să joace, să domine adversarul, să țină de minge, mișcarea foarte mult a jucătorilor, dinamica lor și acea viteză și acel pressing care trebuie să-l faci atunci când pierzi mingea, să și recuperezi mingea. Trecem pentru o perioadă nu prea bună, nu avem altceva de făcut decât să muncim mai bine, să lucrăm mai mult la calitate, să lucrăm mai mult la finalizare, dar la fel trebuie să lucrăm și cu apărătorii mult mai mult, să nu mai luăm așa de ușor goluri. O ultimă întrebare, propuneți un stil de joc modern bazat foarte mult pe atingeri din prima, pentru un joc foarte rapid, vă ajută gazonul acesta, adică un gazon care, ok, n-a fost ideal, dar... E greu, oricum, terenul este mult mai bun decât practicabil, se poate juca, dar ceea ce noi ne propunem să jucăm, ne propunem să avem o posesie, să dominăm jocul, să ținem de minge, să ajungem ușor la finalizare. Până la urmă trebuie să facem puncte, noi trebuie să ne salvăm. Să fim mult mai eficienți. Mulțumesc! Da, l-am auzit pe Ion Ovidiu Sabău. Mă întorc la acel penalti pe care Kovac, fratele lui Ișvan Kovac, l-a acordat în minutul 24. Decizie care i-a fost variată din camera VAR, dar după îndelungii discuții. Ce descifrăm? Că nici relogele nu sunt de mare caritate. Păi, cred că și de asta s-a întârziat decizia, pentru că nu e o reluare clară. În primul rând, aici trebuie să decidem dacă rusul atinge mingea cu mâna, da? Și el ar fi primul. Păi primul. Și ce schimbă... decidem? Atinge? Eu zic cu șterge. Așa pare. Așa pare, da. Ok. Acum discuția e dacă o joacă sau nu, adică dacă e hands sau nu. Da. Dar acum declarându-ne profane așa în ale varului. Eu așa m-au zis, nu? Că trebuie ca arbitru acolo, îți trebuie vreo două unghiuri, nu? Ca să te elucidezi să poți să dai o... Îți trebuie și dacă e un singur unghi, dar e foarte bun, păi e suficient. Aici nu prea e foarte mare. Acum chiar ai avea nevoie de vreo două, trei unghiuri de filmare. Bun. Ilie atinge mingea cu mâna? Cel care îl are în marcaj pe rusul? Se pare că da, îi schimbă cumva traiectoria. Păi, atenție că poate a dat pentru hands la Ilie, că noi nu știm exact pentru ce... Și dacă o atinge Ilie, o atinge înaintea lui Rusu? Păi nu oricum, să zicem rusul că Rusu nu o atinge, să zicem că așa a văzut arbitru. Adică facem abstracție de... Păi uite, îi schimbă direcția, uite, vezi? Da, așa mi se pare și mie. Se duce înapoi. Ok. De fapt, ăla e de o oancea în mână. Da. După Ilie. Aceea și Ilie atinge mingea cu mâna, dar îi sare de la 10 cm din mâna... Da. Pentru că eu spun ceva, Andrei, mie nu mi se pare că mingea în brațul lui Oancea este penalizabilă. El vine, e de aproape, are mâna destul de lipită, adică... Păi dacă la el e de aproape, păi la Ilie cum e? Urmând logica ta, nici asta lui Ilie nu prea merge, că e dând devierea lui Rusu. Uite. Hai să ascultăm pe Oancea, să vedem ce ne spune despre, inclusiv despre faza asta.
ți-au mai rămas dintre foștii tăi echipieri, că s-a cam schimbat așa lotul? Cum a fost pentru voi, mult, puțin? Adică mă refer la faptul că ați fost conduși cu două goluri și ați revenit, sau trebuia să câștigați neapărat meciul ăsta? Bună seara, în primul rând. Cred că puteam obține mai mult, chiar dacă am început cu un handicap de două goluri. Cred că puteam obține victoria, mai ales că am avut foarte multe ocazii, atât în prima repriză, cât și în a doua. Am început foarte prost, 30 de minute în care, 25-30 de minute în care nu prea s-a înțeles nimic din jocul nostru, dar chiar și așa am avut foarte multe ocazii. Din păcate, nu am băgat mingea în poartă. Lucru pozitiv este că am revenit de la 2-0 și chiar puteam să câștigăm. Acum, vis-a-vis de fosta mea echipă, mă bucur că are văzut unii dintre colegi și sper să ne revedem și la anul, de ce nu, în Liga 1. Cum te simți în sistemul ăsta de joc? Iată, joci așa, ești, din ce știu eu, e cam partea din cariera ta cea mai creativă, adică ești lăsat să urci foarte mult, dai pase decisive, am văzut că ai jucat foarte bine cu Kipciu, te-a adaptat excelent, deși au fost unii care au strâmbat din azi, domnule, ne luăm jucători de la Mioveni, și iată că ai demonstrat că poți să joci la un nivel chiar mai bun și mai în față, mai ofensiv. Da, așa este, sunt, cred eu, un jucător care mă adaptez, indiferent de post, indiferent de sistem. Mă bucur că mister are încredere în mine și dau tot ce pot pentru a menține poziția de titular și, de ce nu, să cresc ca evoluție și să fie din ce în ce mai bine. 5 etape, mai rămân din sezonul regulat, ultimele două le jucați cu echipe de la titlu, dar înainte de asta aveți încă 3 meciuri cu contracandidate, mai bine clasate decât asta de astăzi. Cum vezi tu lupta asta și crezi că puteți să ieșiți de acolo cât se poate de mult, măcar de pe locurile astea de baraj, unde deja stați de câteva etape bune? Da, dacă n-am crede că putem ieși de acolo, nu ne-am mai prezenta. Fiecare meci, cred eu că este foarte echilibrat, chiar dacă jucăm cu echipele din play-off, care sunt situate acum, chiar dacă jucăm cu echipele care ne batem la evitarea retrogradării, cred că fiecare meci este foarte disputat și cred că poate avea orice fel de final. Cum e pentru tine? Mai bine la media și unde e un gazon mai bun, sau mai bine la Cluj, unde e un gazon prost, dar jucați acasă? Da. E greu de ales, nu? Nu este greu de ales. E păcat că trebuie să alegi, dar mai bine este la Cluj, vă dați seama, suporterii ne ajută enorm, ne împing de la spate și azi le mulțumim celor care au venit la meci și ne-au ajutat să revenim de la 2-0. Da, na, e o situație care nu era luată în calcul la începutul acestui an, dar trebuie să ne adaptăm, nu avem ce să facem. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Bun. Nu m-aș mai întoarce la acea fază de penalti, că nu cred că ajungem nicăieri. Nu e lucidă. Dar mai avem două faze. Minutul 65, repede, că vreau să vorbim și despre Rapid FCU. Un posibil penalti pentru Ucluj. Să vedem ce intervenție are Zno la această fază. Foarte aproape Covaci de fază. Cred că îi dă cu mingea în genunchi, nu? Așa da, pare. Da. Și atunci nu. E decizie corectă. Decizie corectă și lovitura liberă din care Ucluș face 2-2, să vedem dacă este fault aici. Cred că îl împiedică la picioare. Da, un pic de piedică da. Acolo, da. Mai ales că îi sare da, și apărătoarea. Lovește chiar de două ori, pare să-l atingă, da.